Dan Bursuc este mereu în căutarea unor noi talente. Printre cei mai tineri membri ai Academiei de Manele, Lele, copilul de aur, și fratele său Adi de Adi sunt dovada vie a faptului că cei înzestrați cu talent și dispuși să muncească pe rupte sub îndrumarea mentorului Bursuc își pot atinge visul de a ajunge faimoși în lumea manelelor. N-aș renunța acolo pe stop. Eu vreau să fiu. N-aș renunța. Nu, Sorin, ascultă. Eu vreau să fiu. N-aș renunța. Nu, aici pune, măi, un accent. N-aș renunța. Ta la la la. N-aș renunța. Îmi tragi un pic de aici. N-aș renunța. Ta la la la. Vi pe topă, mă. Ce nu înțelegi, mă, ce zic, mare? N-aș renunța, ta la la la. Ia fi, mă. Ta la la la, ta 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 la. N-aș renunța. Băi, acolo e o chestie mică, măi, care nu înțelegi tu. N-aș renunța, ta la la la, ta la la la. N-aș renunța. Simplu, mă, numai că trebuie să-i dai împărțeala pe metric altfel. N-aș renunța. Nu voi renunța, mă, mie așa, parcă așa-mi sună mai bine. Vreau pe ele și nu să renunț la ele. Nu voi renunța la ele. Da, le vreau pe ele. Nu voi renunța la ele. Mă țin amândouă stres, mă țin stres. Da. Fără ele. Da. Ia cântu cu tot. Mă țin amândouă în stres, mă țin în stres. Da. Ia dă-i încă o dată refrenul pentru la doua oară. Da. N-aș renunța, nici la una, nici la alta. Le vreau pe ele. Nu voi renunța la ele. N-aș renunța. Așa, nu? Cum e? Tu ce idee? N-aș renunța, nici la una, nici la alta. Bravo, bă, hai să la după acolo. Ai mare idee. Am zis că e bună. E bună? La bucătărie. Le vreau pe ele. Le vreau pe ele. Le vreau pe ele. Pe ele. Le vreau pe ele. Pe ele. Pe ele. Scrie-mi pe accentul bine, mă. Le vreau pe ele. Le vreau pe ele. Ia să vedem ce înțeleg. Le vreau pe ele. Pe ele. E un accent ăsta aici. Accentul e pe pe. Le vreau pe ele. Hai, mă, ia de niște. Mi s-au înanis la alta. Le vreau pe ele. Te-ai grăbit-o. Mi s-au înanis la alta. Le vreau pe ele. Cam așa arată diminețile lui Dan Bursuc. Cantonat alături de soliștii săi, în studioul de repetiții și înregistrări, impresarul deosebit de pretențios și exigent scoate untul din ei. Astăzi, luați la bani mărunți, sunt copilul de aur și micuțul Lele. Băi, n-au înțeles, mă, să nu mai pui accenția? Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. Și când tragi, de ce nu cântești? Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. S-am petrec cu tine zilele. Dar nu știu. De două ori fac acum. Zilele. Hai, cap! Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. S-am petrec cu tine zilele. Dar nu știu cum. Și aici pui accent. Zilele. Fiate, mai întâi hai să repetăm, da? Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. Mai departe zi tu. S-am petrecut cu tine zilele. Răbdător, Bursuc
Îi pune să repete până ce ajunge să fie mulțumit de rezultat. Acest lucru nu se întâmplă prea des, astfel că artiștii săi nu au tocmai viață ușoară. Dintre toate fetele, te-am ales doar pe tine. Să-mi petrec cu tine zilele, zilele. Ia de la refren. Dacă mă iubesc, să fugim amândoi. Descurc și cu ce avem pe noi. Dacă mă iubești, te rog, nu privi înapoi. Aici trebuie să-și facă el chestia asta, înțeleg? Dar nu știu cum o să fac, fiindcă sunt băia sărac. Plăcerile eu n-am cum să-ți fac. Imediat. Ce tot băia să-mi balans mă ia, mă? E un balans nou, băi, tată. Mă, băi, plăcerile eu n-am cum să-ți fac. Ta-la-la-la-la, li-da-da-i-na. Dar nu știu cum o să fac, fiindcă sunt băia sărac. Plăcerile eu n-am cum să-ți fac. Ta-l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 a-